Salut, dragile mele, sunt eu, iRepublic MC, și astăzi jucăm din nou GTA 5. Asta e episodul al 12-lea, după cum credeam. Și înainte să începem, vreau să vă zic să apăsați butonul de like. Still the Submarine at S-H-S. Și înainte să începem acest episod, vreau să vă rog să apăsați butonul de like și ala de subscribe dacă vă place, da? Pentru că am văzut că nu prea vă uitați. Uite acolo mașina rapidă. Hai să facem această misiune cu Trevor, parcă e mai mișto cu Trevor decât cu Michael. Vreau să fac heist-ul ăsta cu Trevor, să ne pregătim cel puțin de el în episodul acesta. E mașina aia electrică care voltica aia, mamă, bă, dar pare o viteză în ea. Fuck, nu trebuia pe aici. Nu este să ne punem un checkpoint, că avem timp. Să formăm un submarin. Dacă așa am spus în celălalt episod că o să facem asta cu submarinul, că doar nu o să mergem în ei ca niște handicapați. Ar că am dorit să facem misiunile și alea cu un fac. Am scărpinat un pic și am luat mâna de pe mouse și asta s-a întâmplat. Da, trebuie să facem și misiunile alea cu Michael la B, dar nu o să le facem acum, o să le facem mai încolo. Mamă, ce viteză are! Despre The Witcher 3, pentru că poate vă întrebați de ce nu joc The Witcher 3. Nu că nu merge, pentru că dacă merge GTA 5 ar fi normal să meargă și The Witcher 3. Dar... nu știu, chiar îmi place jocul, dar... avem deja o serie așa și decât să avem două și să nu vă uitați la niciuna. Poate decât la primul episod să vă uitați mai mult. Și după să nu o termin... Stai că iar să fac greșeala asta cum am făcut un alt episod. Știi că să nu o termin, să o las așa, what the fuck, a zis. E că să nu o termin, să o las așa, e cam ciudat. Și nu știu, poate mă gândesc, poate o să-l jucăm, da. O să-l cumpăr mai încolo. Chiar nu prea am chef acum de el. Sau poate să-l cumpăr și acum, adică... Dacă vreți Witcher 3, vreau să vă cel puțin două comentarii cu... Witcher 3, ca să jucăm Witcher 3, da? Deci dacă vreți Witcher 3, scrieți în comentarii Witcher 3. Și pe română puteți să scrieți, nu numai WTHR, puteți să scrieți și Witcher sau ceva de genul. Nu trebuie să coborăm. Fuck! În realitate cred că dacă s-ar buși așa mașina asta cu aia, cu tirul ăla, mamă, ar fi nasol. Pentru că, da. Pentru că e destul de nasol. Da, ia și curbele foarte prost, dar are viteză. Mamă, ce viteză, ești prost. Hai, mamă, cum se vede că e lia lui Trevor, o vedeți așa? Mare păr așa. Cum avea Băsescu și... Hai, mă, 40 de mile mai avem. 0.40, că 40 de mile nici nu cred că faci de-abia dacă... Ce mă? A. Poți să iei amendă pentru asta, adică să te urmărească poliția. Dar amenda n-are cum să-ți dea. Drive the sub. Cum să-l iau? Nu aveam și putem mă să iau ăla. Probabil să mă urc pe sus pe aici. A, măcar asta nu. Să mă urc pe barcă. Probabil să mă urc în macaraua aia. Să las submarinul jos. Să ne băgăm în stilt. Bă, dar nu puteai să-i dai una și să moară, gata.
Ce dracu trebuia să te chinuie ta. Probabil aici. Partea asta să nu vină cineva. Am uite aici. Mă, probabil ar trebui să sar de pe vapor, nu? Cum mă ridicam, ca? Ce ai, mă? Mori? Cum a fost? Să zgârie submarinul, nu? Sunt de ciudată, îți dau o senzație așa. Fuck. Trebuie să ne ridicăm shift. Nu cred că putem să mișcăm lanțul. Nu îmi spune că am venit până aici degeaba. Că în jur. Să-mi bag ceva în tine și în... Ia stai, boss. Așa, da. Nici trebuie. Așa. Hai să ne ridicăm că e mai ușor pe la suprafață. Hai în first person. Să vedem cum e. Nu putem. E mai mișto așa. Era mișto și în first person. Deja avem 8 minute și nu prea am făcut mare chestie. Cât am făcut acest. Nici nu l-am făcut încă. În fine, am vorbit destul de mult și am fost și pe drum. Sper că pot trece, da. Pot. Dacă nu puteam să trec nici pe aici, vă dați seama cât timp mai pierdeam. Pentru că era normal să pierd foarte mult timp dacă... Adică nu ca aș fi făcut asta încă o dată, dar e prima dată când fac misiune. Mamă, dar s-aude ciudat așa afară. Am bă, bolovani, fac. Poate să nu stricăm așa ce... Asta că după dacă... Trebuie să mergi. Cred că l-am stricat, nu. Hai mă, dar ridică-te și tu. Hai că nu mai am. Nu se mai vede Trevor. Probabil trebuie să fim sub apă ca să-l vedem. Da, normal că ar trebui să fim sub apă ca să-l vedem. Că doar submarinul nu este cum iese sala din filme până la... Cum stau avioanele așa. Ar fi ciudat. Dar se aude așa un zgomot ciudat. Așa. Acum.
Se aude ciudat. Probabil când merge motorul la așa se aude. A, uite așa, și cred că mă ridică ăla, da. Nu, ce plante. Vreau să dau un zoom ca la Minecraft. What the fuck, am dat pe... Au s-a perotit de la mouse, că pe ăla am pus eu. Unde e, mă? A, e aici. I'm here. A, așa. Gata. Să vedem cum ne ridică ăsta. Ce urât curge apa așa, parcă nu s-a îmbunătățit deloc grafica. La apă s-a îmbunătățit, n-ai ce să comentez, dar... Cum a curs acum, nu prea. Adică e mult mai schimbat fost de PS3 și de Xbox One. Cred că m-am uitat pe net cum e grafica versus ăla versus ăla versus ăla. Și e diferită. Nu foarte mult, dar e mult, mult. Nu foarte mult, dar e mult, mult. E destul de mult. Nu, ia, acum ia să conducem. Mamă, V24 camion. 24 de pistoane și o mașină normală are 4, vă dați seama ce putere are camionul ăsta. M-am ciudat, e că nu se vede mai deloc. Da, să nu faci glume cu Trevor că ți-o iei în gură, deci e nasol cu Trevor, nu avem si... Dacă te ți-o iei în gură cu Trevor, gata. Ce mașină? Ah, cream că e un de la Infernus, dar nu e. Cred că doar asta ne trebuie, doar un submarin. Ah, mai trebuie mult. Așa. Aici, da. Aici, da. Cred că așa, get out of the truck. Gata? Cam asta a fost, cred. Hai mă. Să plec și eu sau ce? Da. Acum, mai avem o misiune cu la Michael. Chiar povestea cu autosave-ul. Nu-mi place să dau autosave pentru că dacă nu se filmează sau se întâmplă ceva după... E cam nasol că trebuie să se facă altceva. Habar n-am ce să fac dacă se dă cu autosave și nu mi s-a filmat. E destul de nasol. Da. Let's go there. Michael. De fapt, aici trebuie să fim cu Michael. Da. Hai să schimbăm pe ma... Gata, am revenit. Da, am apăsat din greșeal alt buton și... Trebuie să apăs alt, țin apăsat alt, ce am apăsat ala de Windows, nu e nimica. Am filmat 13 minute, știu sigur, deci mai avem de filmat vreo 10 sau 13. Da, 10, de la 10 până la 17. Nu, minim 7, adică. Așa. Cred că asta e mașina noastră. Da, dar de ce e mașina asta noastră acum? Mergem la B. Cu Michael. O, e tracțiune față, fac. E orabilă. Câte cal prostule. Ce era punctul ăla alb? Ah, mamă, dar ce viteză are era abla asta. Și chiar e o mașină proastă, adică nu e ceva bun. Eu iubesc GTA 5, adică e un joc foarte tare, după părerea mea. L-a jucat zi și noapte, dacă n-ar trebui să filmez. Pentru că am dat 500 de GB în calculator și nu... N-are rost să-mi cumpăr încă un hard disk pentru că nu filmez așa mult. De exemplu, dacă filmez foarte, foarte mult, nu mai pot să filmez altul cândva și filmez foarte, foarte mult. Mie trebuie să țin un hard disk mai mare, dar eu așa nu prea. Nu prea trebuie să-mi iau pentru că nu am de ce. Dacă nu filmez, adică eu filmez maxim vreo 3-4 episoade, s-am filmate.
filmele ori mai din weekend, ori mai filmele și în curs săptămâni, adică fac. Telefonul ăla, sper că nu se ia copyright pe, pe sunetul de la telefon. Dar nu cred că până acum am închidea canalul la câte mesaje am primit în timpul filmărilor. Da, nu cred. Să mergem la B. Da, aici. Fuck it. Da. Ce? A, trebuie sus. N-o să fim omorâți. I love you, but you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Așa. Hai să mergem la B, pentru că asta nu se zice în sunat acum. Cred că doar să vorbească cu noi, adică, dar până la urmă e ficalul ăsta. Uite, aici e misiune. Mamă, ce clădire frumoasă. Să mergem aici. Să vedem ce se întâmplă. Deci eu m-am dus acolo, nu puteam să mă duc în fața scărilor, că logica acestui joc. Bă, mișto. Foarte frumos. Three's Company. Go to Dave. Ce haine avem și ce sunt frumos îmbrăcați. Hey, Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This part of Uncle Love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff. Whoa. Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So... well done with our friend, Mr. K. My pleasure. Mr. K, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Ce le zice ăsta? Are tu pe un aici să-i faci. Cred că dacă era Trevor, îi dea un omor pe ăsta. Agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You're my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Let's go. Hai să mergem. Dave's car. Ok. Vreau ce să facem. Primul obiectiv e go to Dave's car. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed to banks, it's too bad. Hey, I'm just a problem that you're the one pulling the strings. It's bullshit. I hear that. Tell me, Davey, you expense this ride to the taxpayer? Și jumate. Mamă, e mișto mașina asta. Driving, am mai făcut niște skill-uri la driving cu Michael. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Așa, pe aici. Okay. Sunt pe Franklin. Michael, this ain't the best time.
sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we're at. Ce mă, habar n-am principiul ce se întâmplă. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan. Mamă, e calm, așa dacă... Getting Mr. K out of the IAA station. Dacă îl sunăm pe Frank, pe Trevor, e calm, așa. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. Așa, aici. Great! And you brought Trevor in. Avem 36. 36 de mile. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? S-am filmat 7 minute din, de când am deschis din nou filmarea. Hai mă, dat. Ce se întâmplă, cred că merge pe aici, da. Ce se întâmplă aici? A, e Trevor. Ce se întâmplă? M-am enervat Trevor pe ăsta, e cam nasol pentru el. Pentru ăla, nu pentru Trevor. Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job. Yes, I know. All I need to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we'll walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right, and we do this, and they help us bring Brad. Yeah, we'll talk about Brad later. All right, I gotta change. We better grab a head start. Avem 9 minute. Yeah, whatever. Asta a plecat. Păi și ce se întâmplă acum? The government gimp at last. Bite me. Let's go. Oare ce se întâmplă? Pe bune că Trevor conduce, o să fie nasol. Am condus, nu e foarte greu. Am condus pe multiplayer. Fly to the agency. Nu lasă așa. Ba, nu așa, da. Cât o fi până acum? Fuck! What the fuck era să intru în asta? Chiar era să intru în aia. Sper să nu fie foarte grea misiunea asta. Voi nu dacă e cu elicopterul, cred că o să fie destul de... Sper să fac așa first try. Că e mai badass. Cum se spune, badass. Ops, da. Unde mă? De frame drop, dar nu știu de... Pă bune. What the fuck? Bă, nu se vede! Ah, gata, acum da. What the fuck? Close this problem right now!
6th floor. Alt, trebuie să mișcăm pe aici. Așa, gata. Mișto misiune. Oh, mai avem și alte arme. Ce mă, ce, unde dracu? A, trebuie asta asta. Păi nu-l vedeam pe ala și ala trăgea așa. Mamă, trebuie să dăm pe ăștia. Mamă, ce mișto e munca asta de echipă în GTA 5. Pe bune. Mișto misiune. Foarte mișto. La fel ca jocul. Pentru că vrem. Hai, mă. Aia e umbra noastră, cred că e în elicopter. Hai, mă, cât mai... A, cam aici. Cam aici. Cred. Trevor conduce, nu vreau să conduc eu. Cred că trebuie să fiu pe Trevor, hai să fiu pe Trevor. Cam asta a fost, nu? Da. Ce, mă? A, trebuia un pic mai încolo. Așa, mă. Nu merge acolo, dar aici, da. Asta a fost, gata. Bă, dar a fost foarte mișto misiunea. Pe bune. Acum nu mai scoate fum elicopterul. Deci da. Deci foarte tare. Da. Mișto, mă. Gata? Da. Deci cam asta cu acest episod. Eu am fost iRepublic MC și dacă v-a plăcut, hai să apăsăm butonul like și ăla de subscribe, da? Să-l apărăm, să-l apăsați, că dacă nu... Da. Hai să apăsăm și noi butonul de like, să vă uitați, normal, dacă... Până la urmă.
Am ce mașină ciudată. Da, deci cam atât acest episod.